Stimați colegi, după cum am anunțat, astăzi petrecem ședința dedicată subiectului probei practice pentru examenul de permis auto. Am primit mai multe sesizări de la cetățenii noștri care consideră că acest examen, această probă, în special practică, este organizată în așa mod încât corupția, mita și bătaie joc de oameni să fie pusă pe scară industrială. Am primit, mai ales pe parcursul zilei de ieri și noaptea trecută, sute de semnalizări. Am dat publicității doar câteva din ele. Cetățenii sunt absolut nesatisfăcuți, ca să nu spun alt termen, de modul cum o instituție a statului organizează acest proces. Și eu înclin să cred că există în sistem o strategie bine pusă la punct de extorcare a banilor. O să dau citire câteva mesaje primite de la cetățeni. Vă rog frumos să verificați, am anunțit situația de la Ungheni, unde s-a format un grup criminal care se ocupă cu șantajul, escrocherii, cămătării, infracțiuni deosebit de grave. Au extorcat de la doamna din satul Mileș-Nisporeni, mama a trei copii, suma de 4.000 de euro, au impus-o să ia bani la procente și au depozitat-o de automobilul propriu. Dosarul se află la poliție. Eu nu știu dacă se referă exclusiv la chestia de examinare a dosar, pentru permis auto, dar introducerea este asta, că s-au adresat, au fost pentru a obține permisul. Dosarul a fost inițial la CNA, pe urmă transmis la poliție. Eu rog foarte mult, până seara să-mi dați informații ce cu dosarul ăsta. Cazul Sârbu Adriana, satul Mileș, traiul Nisporin. Stă pentru organele naive. Bună ziua! Probleme multe sunt la Mreu Bălț. Din partea examenilor am venit la 7.30 dimineața și la ora 17.10 am intrat la examen. Toată ziua am stat în soare afară. Nici o comoditate. Înăuntru la Mreu numai corupție. Ei nu pornesc talonașele pentru că vin ai lor cunoscuți. Neamuri cu mătri, prieteni și tot așa mai departe. Situații similare. Orhei, Hâncești, Criuleni, господин премьер-министр, во-первых, огромные очереди. Студенты месяцами ждут свои очереди. Господин премьер-министр, это ненормально. Ждем по 2 месяца. Система налажена. Эти люди, которые по 20-30 лет там работают и привыкли к различным методам оценивания. В 50% случаев инспектор МРЭО не оценивает навыки студента, а ищет способы завалить. Посмотрите, если есть, я его не дал 4 латуаты, дар. Cred că tablogul general este clar. Stimați colegi ASP, stimați colegi MAI, haideți să discutăm asupra situației, dacă cumva ne-au convins relatările cetățenilor și ce facem ca în termenii cei mai restrânși să asigurăm serviciile respective a statului așa cum le doresc cetățenii. Nu uităm de necesitatea examinării obiective, bineînțeles, pentru că de aceasta depinde securitatea în trafic. La final vreau să aud de la fiecare dintre dumneavoastră în cât timp ce întreprindem ca de astea să nu mai avem. Vă rog, doamna director, sau... Vreau să vă spun, domnule prim-ministru, să vă informez că odată cu numirea mea în funcție, a nimerit și în vizorul nostru imediat, de îndată, problemele care dumneavoastră le enunțați, fiindcă noi cunoaștem care este situația în societate, vulnerabilitățile care există. Prin aplicarea anumitor metode am încercat să identificăm riscurile. Am făcut controle inopinate cu participarea administrației și a securității interne a întreprinderii. La controlele inopinate s-au depistat mai multe cazuri, acum se face investigație, cercetare.
universitare la capitolul respectiv. Totodată, aplicăm principiul de rotație a cadrelor, fiindcă examinatorii deja au prins rădăcini acolo unde e practică activitatea de examinare. Și în acest sens vreau să vă zic că intervenim cu propunerea de îmbunătățire a sistemelor informaționale care se utilizează la examenele de probă teoretică, inclusiv și la examenele de probă practică, atunci când este vorba de înscrierile în rânduri și rânduri de urgență. Deci, totodată, vreau să vă zic că la capitolul respectiv s-au mai făcut și alte lucrări pentru a transparentiza procesul. Deci s-au procurat autoturisme de modele în care se pot instala camere de luat video și se practică păstrarea video înregistrate a circa 6 luni, și atunci când solicitanții sunt insatisfăcuți de ceea ce se petrece, sunt în drept să ceară conducerea SP-ului, cercetări de serviciu, în acest sens, cu probe care sunt înregistrate la camerele video. Deci asta e pe scurt. Dacă este necesar de o informație mai amplă, avem aici reprezentanții noștri, șeful departamentului respectiv, domnul Crețu, care ar putea să dea detalii mai mari. Vă rog, domnul șef de departament. Domnul prim-ministru, onorabilă asistență, vreau să spun că ultima perioadă, timp planul la jumătate, de cât în cadrul ASP-ului a fost întreprins un șir de măsuri legate, unul, de minimizarea riscurilor legate de fraudarea examenelor, ci și a spus și doamna director, prin implementarea sistemului video de monitorizare, păstrarea imaginilor date și verificarea și la necesitate când se stabilesc careva abatere disciplinară sau sunt dubii că sunt comis sau elemente infracționale, sunt trimise după competența organului de urmărire penală. Totodată, însăși, procedura de examinare care este la ziua de astăzi are mai multe carențe. În ultimul timp, sub aspectul ca cetățeanul să fie mai mulțumit, a fost la maximum, practic, simplificat procesul de examinare a lui. La ziua de astăzi, în comparație cu anii precedenți, au fost expus așa de elemente importante în care, în majoritatea țărilor, personalul este sancționat din start, cum este necuplarea centurii, pornirea cu ușa deschisă, frâna cuplată. Deci dacă se pornește cu ușa deschisă și nu scuplează centura, nu penalizat? La ziua de astăzi persoana este stopată, preîntâmpinată și în loc... Добрый вечер. Сдавал на права в городе Бельце. Завалили за открытое окно. Якобы овес портьерия дискисы. Румынский я знаю, но конкретно это слово было мне непонятно. Соответственно, не соответствует истине то, что вы говорите. Dar eu nu înțeleg, dacă se pornește cu portiera deschisă și fără centură, îi faceți să... La ziua de astăzi, dacă înainte pentru asemenea încălcări, că conform practici internaționale, persoana era de dată sancționat cu calificativul respins, astăzi, de pildă, centura cu plată este pusă numai cu 6 puncte. Ușa deschisă cu 2 puncte. Adică... Continuați, vă rog. Plus, în afară de asta, prima 100 de metri, ea este de probă, unde persoana nu este sancționată. Și cred că aici este problema nu numai a pregătirii efectivului nostru care examinează, este și pregătirea însuși elevilor care de organizare. Astăzi, o persoană, în loc să pui viteza în urmă, au pus înainte și mai nu a deteriorat automobil. Numai anul ăsta am avut 3 incidente de acest gen. Conform procedurii, persoana este pusă de sinistrator în condiții de poligon să suie anumite exerciții, ceea ce, până la urmă, nu putem solicita de la dânsul careva prejudicii pentru ceea ce o adresez. Pe toate cazurile care au fost legate de anumite încălcări disciplinare, nu numai la comportamentul calificării, dar și la capitolul matriculării, au fost înștiințate organele de abilitate. Numai pe parcursul anilor 2018-2019, din materialele care le dețin eu,
în vizorul organelor de drept au fost peste 40 ceva de persoane. Din păcate, careva decizii în privința lor de a fi suspendat de funcții sau de a-i demite de către instanța judecată sau organul urmăririi, penală nu a fost. Ultimul răspuns care noi l-am primit de la procuratură a fost sub capitolul că sunt date caracter personal și instanța de judecată definitiv stabilește din adresie persoane. În 2018, în vizorul CNAU, au fost 21 de persoane din secția calificării conducător rural. Dintre ei, numai o persoană a depus cereri de binevol de conciliere. Restul, până în prezent, activează. Dumneavoastră, de cât timp sunteți conducătorul departamentului respectiv? 2 ani. 2 ani sunteți. Cum credeți situația în domeniul de care răspundeți dumneavoastră? Corespunde la ceea ce am citit eu sau nu? Nu de plin. Nu de plin? Nu de plin. Sunt carențe, sunt probleme, într-adevăr, care ele necesită a fi discutate. Este nevoie de schimbat în genere sistemul de examinare. În multe țări, la câteva milioane de locuitori, este numai un centru unic de examinare care permite a efectua un control mult mai efectiv și radical asupra procedurii care este. La ziua de astăzi, noi avem 11 centri. Și respectiv, persoana care susține examenul la Chișinău și persoana care susține într-un centru regional, capacitatea lui de a șofa este diferită. Și rata de promovare tot este diferită. Acolo el nu are semafoare, nu are alte condiții de trafic care sunt în municipiul Chișinău. Respectiv, ei au posibilitatea acolo să susține examenul. Care e numărul mediu de încercări la proba practică pe sistem? Aveți statistica respectivă? Sigur că. În prima dată, 38% din cei care... Deci 38% dau din prima dată. Da. Mediu. Dar numărul mediu din încercări? Numărul mediu din încercări. Iată ce scriu, cu a 7-a, 8-a oară. Oare omul celălalt care a absolvit școala auto după 8 încercări nu e în stare să cupleze viteza care trebuie sau ce spune? Sau nu poate închide ușa? Eu cam nu precred lucrurile astea, înțelegeți cum? Domnul prim-ministru, sunt persoane care susțin examenul din prima tentativă. Sunt persoane care nu susțin examenul dintr-o 12. Am avut așa caz. Și au certificat de absolvire a școlii? În tocmai. Cu școlile cum colaborați? Cum? Aveți o... Cine certifică? Cine acreditează școlile care scot în lume oameni care din a 12 oară nu pot închide ușa la mașină. Ia spuneți, care școli, cele, cine acreditează, apropo? Ministerul Educației. Ați discutat cu ei referitor la calitatea? A fost discuție la capitolul dat, la ziua de astăzi, sub aspectul ridicării calității școlilor, a fost scos sistemul de licențiere și de acreditare a lor. Anul acesta, undeva la 90% din instituții abilitate cu darea examenilor, le expiră termenul de licență. Din toate instituțiile care sunt oficial înregistrate la noi, numai 43 din ele au trecut acreditare. Din numărul de 176 de școli. Adică dacă vine un absolvent cu certificat la o școală care nu intră între astea 46, noi astea îl... La ziua de astăzi, conform... Îl admiteți la examen? Noi suntem obligați să-l admitem, deoarece sistemul de licențiere nu a fost anulat la momentul introducerii legii privind acreditare. Adică este valabilă, de fapt, două sisteme, licențiere și acreditare. Licențierea anul acesta, la primele școli, din luna februarie, începe a expira termenul. Și majoritatea dintre înșuri va fi pe parcursul anului la 90%, pe parcursul anului 2020. Ultima instituție la care expiră termenul este în luna iunie 2022. Totodată, la ziua de astăzi s-au conformat și sunt acreditate 34 de agenții economici, conform datelor deținute la ziua de astăzi. Câți bani a câștigat ASP în urma examinării repetate la proba practică? În 2019 sau 2018? N-a făcut analiză financiară. Nu cred. O informă suplimentară.
Cum se face programarea pentru proba practică? Proba practică este pe posibilă programare pe site-ul Agenției Servicii Publice. La ziua de astăzi, rândul obișnuit este în mediu pe Chișinău 2 luni și 10-15 zile. Uh-huh. Persoana se programează de semnitățitor și este a doilea rând la urgență. Până din urgență constituie undeva o cincime din numărul care sunt programați la rândul obișnuit. Rândul urgent în cât e de lung? Cât e? De pentru 3 zile, mai mult programatorul nu permite. Și este completat în fiecare zi când se deschide dimineața, pe parcursul la plin de 10-15 minute, este completat. Anul trecut, în luna mai, în rețelele de socializare a apărut informația precum că prin intermediul la niște persoane pot fi ajutați la programarea în afară rândului. Departamentul s-a autosesizat, am examinat toate momentele care sunt. Au fost înștiințat organul de urmărire penale, inclusiv după câte cunosc materiale și în prezent sunt la instituția abilitată din cadrul Măriului, care examinează infracțiunile în domeniul dat. Pe aspect burocratic s-a schimbat, adică din punct de vedere burocratic, în cadrul ASP-ului s-a schimbat modalitatea de programare. Acum poate fi programat persoana în baza codului de identitate personal, plus s-a permis o programare de pe IP. Domnul director, domnul director adjunct, programarea 2 luni înainte. Care e cauza? Pentru că asta e motiv, iarăși, de corupție. Pentru că omul știe că nu. Dacă nu susține, el mai degrabă de 1.500 de euro, pentru că 2 luni trebuie să ducă în Italia sau în altă parte, nu poate să aștepte. E vorba și de șoferi cu camioane, da? Deci, așa e făcut sistemul ca omul să se teamă ca de moarte dacă nu susține examenul. Programarea cu 2 luni înainte și eu vreau să vă spun că eu am intrat pe site-ul acela, când încerci să te programezi, nu tot timpul reușești. Nu tot timpul reușești. Deci, la capitolul programare. Vreau deja la soluție să discutăm. Ce facem cu programarea? Dacă programarea rămâne cu 2 luni înainte și e imposibil și la urgență să te programezi, asta e motiv de corupție. Ce viziune aveți pentru a schimba locul? Avem colegi și de la Ministerul Economiei, responsabil de transport, IT și tot așa mai departe. Ce facem cu programarea? Aveți un flux la care nu puteți face față sau care este problema? Domnule prim-ministru, dacă îmi permiteți, analizat acest aspect pentru programarea și chiar din cadrul altor subdiviziuni, de exemplu, dacă este persoana care vrea să programeze și este loc pentru Crivlieni sau altă subdiviziune în Republică, se poate în acest moment, dacă are posibilitatea să deplaseze în teritoriu, să susțină acest examen, proba practică, mă refer. Luând în considerație acest aspect de 2 luni și ceva pentru programare, vrem să ne atragem atenția și la parcul nostru de automobile și la disciplină. Ajungem acolo, programarea. Haideți, ajungem la parcul de automobile. Cu programarea, două probleme. Nu funcționează sistemul cum trebuie, prima. Și a doua, de ce sunt așa de lungi rândurile? De când s-a lungit așa de mult coada asta? Tot timpul a fost? Eu nu cred că a fost tot timpul coada asta mare la înscriere la examen. Atât dumneavoastră sunteți cu experiență. De când a apărut? Istoric era și 4-5 luni. Acum rândul a ajuns la 2 luni sub același aspect că a fost mărit numărul de mijloace de transport. În 2017 a fost procurate mijloace noi de transport. Preconizat și anul acesta 5 mașini sunt deja procurate. Plus a mărit puțin efectivul care este antrenat în primirea examenului. Și rândul s-a micșorat, adică cerință de față de chestionarul de examinare. Adică el a devenit mult mai simplist și în baza la aceasta rândul a ajuns până la 2 luni și 10 zile. Noi nu cerem să fie simplist, pentru că răspundeți de pregătirea șoferilor și nu trebuie în stradă să nimerească, în trafic să nimerească oameni care nu pot conduce. Deci simplificarea nu e. Deci trebuie să fie exigențele la nivelul necesar. Dar eu vorbesc de organizare. Voi sunteți instituții care percepeți bani pentru acest lucru. Aveți rânduri de 2 luni.
care e problema? De ce nu angajați mai mulți oameni? Sau care, că nu înțeleg. Eu înțeleg dacă ar fi gratis și... Dar oamenii vin, plătesc. De ce nu faceți mai multe? Dacă îmi permiteți, vă rog, domnul prim-ministru, eu am activat în perioada 15-16 în domeniul respectiv și aș putea menționa că perioada de programare a crescut brusc în momentul în care a scăzut dramatic nivelul de promovare a examenilor la proba practică. Un aspect, deoarece noi știm că era o perioadă în care rata de promovare era mult mai mare, odată cu diminuarea acestei prime răzi de promovare, a crescut și perioada de programare și rândurile. Ce s-a început declinul la rata asta așa, brusc și radical? Ea nu a fost o perioadă bruscă și radicală, a fost, spunem așa, începând cu 2010-11. Doi, în perioada 2010-11-12 au avut loc o serie de reforme instituționale la registru care au dus la închiderea unor centre de examinare. Înainte, în toate raionele, erau aproape centre de examinare. În momentul de față au urmat 11. Respectiv și capacitatea fizică de examinare a scăzut dramatic. În momentul de față, noi, dacă vrem să mărim rata de promovare, noi sau angajăm mai mulți examinatori, sau deschidem centre suplimentare, ceea ce la momentul când se examina problema dată, era pusă problema inversă, să fie diminuate centrele de examinare, ca să fie o posibilitate mai bună de a controla ceea ce se întâmplă în centrele de examinare. Am înțeles. La proba teoretică, tot este programare electronică? Proba teoretică, rata de promovare este de până la 80%. Pentru că e tot electronic, acolo și factor uman nu este. Nu există, acolo rata de promovare este foarte mare. Doi, din două, trei examinări, cei care nu susțin din prima practică, a doua oară reușesc. La proba deci omul capabil să susțină proba teoretică, avem 80% de astea, pe urmă vine de 12 ori și noi în stare să închid ușa. Noi avem un sistem defect de pregătire practică a candidaților. Și el e cauzat de două aspecte. La noi programa de instruire este axat pe proba teoretică. Noi avem 144 de ore de pregătire teoretică în cadrul școlilor și doar 40 de pregătire practică. Un lucru practic anacronic. În Uniunea Europeană numărul de ore teoretice și practice este sensibil egal. În Europa, America de Nord și în țările dezvoltate ale Asiei se pune accent pe instruirea practică. La noi abordarea este diferită. Doar în centru, în Europa de Est, numărul de orelor teoretice este mai mare decât numărul de ore practice. Și doi, în Republica Moldova nu există o alternativă, un mecanism alternativ de acumulare a experienței practice. Studiile europene arată că un șofer să fie capabil să conducă la un nivel adecvat unitate de transport, el are nevoie undeva de 120 de ore de pregătire practică, asta e între 5.000 și 7.000 de kilometri. Dacă în Europa, în școli, se acumulează experiență de 30-40 de ore, acest lucru este compensat prin conducerea asistată. Unde conducerea asistată este practic implementată la nivelul întregii Europei, România, Rusia, America de Nord. Am înțeles. Și această conducere asistată anume oferă posibilitatea conducătorilor în afara școlilor de instruire să acumuleze experiențele practice necesare. Luați informația de la SP, vă rog, și dați-ne-o și nouă. Vedeți, șoferi cu experiență 5-10 ani nu pot susține examenul practic din a 5-a oară la următoarea treaptă, la ce sau la altă. Și atunci o să vedeți dacă e problema în lipsa de experiență sau nu altceva. Iată, luați video publicat de unul de ieri pe Facebook și vă scrie. Are 5 ani de practică. I-ați dat să susțin examenul practic la o mașină care nu are treapta 1 și 2. Mi-a spus clar, 500 de euro și găsești treaptă și tot. Omul vrea să plece. Eu nu sunt sigur dacă la SP acum există unități de transport pentru categoriile superioare. Există, nu tot. Dar unde susțin? Pentru că era practică, veneau cu mașinile de la școli auto. Posibil. Dar eu cred că... La moment sunt completați cu un fel de mijloace de transport, ele nu sunt clar. La examenul teoretic, rând, coadă la programare nu pentru că rata de promovare e mai mare. Așa înțeleg? Este una dintre cauzele de bază, da. Este una dintre cauzele de bază. Așa, cu programarea, ce facem? Care sunt măsurile care le întreprinde ASP-ul în următoarea lună pentru a reduce termenul de așteptare? Nu aveți oameni suficienți?
Nu aveți mașini suficiente? Să revizuim încă o dată abordările noastre și o să întreprindem măsuri în vederea diminuării coeficientului de extindere a programului. Posibilitatea redeschiderii centrelor de examinare a raioane, o examinați? La moment nu. Avem 11 centri și până când ele sunt funcționale, dar pe viitor probabil că vom examina, fiindcă dumneavoastră cunoașteți că Agenția Servicii Publice din anul trecut a deschis centri multifuncționale și aceasta a invocat anumite resurse financiare, care la noi resursele când vin în cont se dispersează. Ele nu sunt, dacă vin de la departamentul de înmatriculări, se direcționează la departamentul de înmatriculări. Ele se utilizează pentru dezvoltarea strategică a instituției. De aceea, când vom identifica, cred că până atunci facem studiul de fizabilitate să vedem care este situația în teritoriu. Dacă continuăm cu coada de două luni, corupția nu dispare la dumneavoastră instituție. De ce măsuri concrete de diminuare a fără ca să afectăm calitatea examinării, bineînțeles. În acest sens vreau să vă informez suplimentar că noi am revizuit sistemele noastre software care deservesc respectiv și a fost creată posibilitatea de sistare a funcției de anulare, modificare, programării de către solicitant, fiindcă acolo se făceau programări fictive. Pentru a extinde rândul. A fost creată posibilitatea de sesizare a funcției de anulare, modificare a programării de către operatorii din cadrul direcției de înmatriculare, fiindcă ei puteau să programeze în locul persoanelor care solicitante. A fost implementat mecanismul de verificare a IDNP-urilor solicitantului, fiindcă puteau fi înregistrați cu unul și același IDNP mai mulți solicitanți, ceea ce nu este admisibil. Noi am făcut revizuire la capitolul respectiv. Se verifică statutul persoanei, dacă este în viață sau nu, că am avut și așa cazuri când au fost înregistrați pentru susținerea probelor persoane care, cu ADNP-ul care nu erau în viață. A fost elaborată posibilitatea restricționării numărului de programări per persoană la un ADNP. Și totodată a fost creată posibilitatea de configurare a limitării numărului de programări de la același adresă IP, adică în contextul programărilor prin calculator. Deci asta s-a făcut în timpul 1 decembrie de când sunt eu, noi am reexaminat acele riscuri care extind cozele la înregistrarea oamenilor. Mulțumesc. Deci erau și înscrieri sau programări artificiale pentru a extinde. Da. Vă rog să continuați în domeniul respectiv. Mai departe, programarea, acțiunile respective ca de redus rândul. Asta primul factor de corupție. Doi, chiar și cu programarea, te scrie de la Bălți, a venit la 7:15, a intrat la 17:10. Am aici un caz în genere cu tremurător. Doamna gravidă stă 4 ore în momentul când trebuie să urci în automobil, are probleme de respective, examinatorul pur și simplu bruschează și deci, dacă vorbim de Bălți încă o dată, chiar dacă sunt programați, oamenii vin de dimineață. Cum funcționează programarea asta? Este o oră oarecare sau care e modul de... Programarea e făcută la ziua de astăzi în câteva perioade, adică pentru în prima perioadă de la orele 8 până la 11, de la 11 și de la orele 13. Asta în scopul ca de dimineață să fie fluxul major de persoane. Dar, de fapt, în fiecare dimineață, undeva la 80-90% din doritorii de a veni la examen, ei vin și se înscrie în prima oră. Adică, de la 8 până la orele 9, vin majoritatea dintre ei. Și pe urmă stau. Noi, la capitolul ăsta, avem și unele probleme legate cu securitatea verii examenului, în special, pentru că majoritatea oamenilor care sunt acolo, ei sunt în zona unde se petrec examenele practice. Suntem nevoiți să, pe timp, să evertizăm ca să părăsească locul. Programarea după perioade, prima dată am încercat-o de anul trecut, adică deja este un an. Puțin s-a diminuat lumea care vine de dimineață, dar rezultatul nu este destul de efectiv. Următorul subiect, programarea, discutăm mai departe, o să vedem care e efectul acțiunii care le-ați întreprins, pe mă să vă spun și eu ceva ce e. Examen, automobilele la care, cu care se susțin examenele. Spuneți-mi despre parcul de automobile, pentru că mulți se plâng, sunt nevoiți de
susține examenul pentru automobile care nu nu corespund celor mai mici standarde. Care e situația cu automobile? Și de ce doar pe automobile, mijloace de transport ale SPO-ului se poate susține? De ce, de exemplu, nu poate veni persoana, candidatul cu automobilul cu care a făcut studiile, s-a antrenat, da? Iată, haideți, spuneți-mi mie și societății de ce nu se poate lucrul ăsta, că mulți solicită să vină cu automobilul lor. Din cele 54 de unități de mijloace video care sunt la dotare, video? De mijloace de unități de transport, 44 dintre ele sunt dotate cu sisteme video. Majoritatea mijloacelor de transport sunt procurate în 2014, 2016 și 2017. Mașinile sunt relativ în stare foarte bună. Revizia tehnică o trebuie preluat înainte de a începe procedura de examinare este verificată tehnic și aici obiecții nu. Faptul că unele mijloace din trânsele, spre exemplu, Mazda sau automobilele acestea, mijloacele de transport, sunt pur și simplu de un model mai puțin învechit, sigur că mama e mult mai comod de dat examenul cu dânsul, dar starea lui tehnică este destul de bună. Și dacă vă referiți și la imaginea video care a spus domnul cu categoria mare că a fost învinuit iarăși pe rețelele de socializare, s-a făcut anchetă de serviciu, s-a verificat imaginele și situația nu este așa cum domnului a spus. În camerele din interiorul s-au observat foarte bine că domnului într-adevăr nu are careva de prinde elementare de a cupla treptele de viteză. Plus comportamentul lui era evident. Eu cred că dacă ar permite legislația, noi am putea să publicăm modalitatea de tentativă a dumneavoastră. El, într-adevăr, nu a susținut, a plecat după hotare, a motivat că el are categoria D și practică și-o fac în fiecare zi, dar la categoria mare C, dumneavoastră nu a avut abilitățile respective. Ceea ce este legat de foarte des de învinuiri, că cineva solicită bani. Mie îmi pare rău, dar toți care spun că cineva dă bani, încă n-am văzut să depui o sesizare oficială la organul competent. Sunt organe competente care documentează. Eu dețin informații de 40 ceva de persoane de noastre vizate în dosarele penale pentru diferite genuri de încălcări. Ieri în presă s-au vehiculat că 159 de cazuri de legat tot cu aspectul de examinare, poate nu numai efectivul nostru, dar dacă este, persoana trebuie să fie sancționată. Nimeni nu are de gând să-l tolereze. Dar de multe ori se primește că persoana care nu are abilități, e ca în basmă cu... Eu cunosc lucrurile respective și ce se întâmplă de multe ori. Dar dacă dumneavoastră vreți să convingeți toată țara acum că la voi tot e bine, vă spun că vă greșiți. Dar nu poate fi bine. Nu poate fi bine. Nu de 2 ani conduceți departamentul și nu poate fi bine. Și câți ani vreți al noi conduceți și nu poate să fie bine. În fiecare societate sunt persoane care încalcă. Pentru asta este și sistemul de control și de sancționare. La ziua de astăzi, în decurs de 2 ani, nu a fost sancționat penal nici o persoană. Noi nici n-am putut să concediem pe motivul ăsta pe nimeni. Eu raportez ce... Adică cunoașteți persoane corupte, dar din cauza că sistemul justiție nu funcționează, trebuie să munciți cu dânsii alături. Așa înțeleg? Eu înțeleg că persoanele care sunt visate în cadrul dosarului penale, cele care am spus până la 40 la număr, ele au probleme. La momentul de față, din partea justiției, noi n-am primit solicitări și noi am făcut solicitare oficială din numele de și ei continuă să fie examinatori? În topul. De ce nu excludeți din... Motivul legal. Care e motivul legal? La ziua de astăzi, fără decizie în cazul judecată, noi nu putem să-i dimisionăm. Găsiți, vă rog, motiv legal pentru suspiciuni de corupție, cum să-l transferați în altă funcție, care este mai puțin coruptibilă, vă rog, până ce justiția noastră o să începe să funcționeze. Răspuns la întrebarea de ce nu e posibil cu automobilul propriu să vii, numai acela că nu-s camerele video?
Nu sunt dotat ele. Dar aceasta este cerință expresă să fie cameră video? Nu este expres și nu este de dotat cu sistemul de dublare a ghidajului. Faptul dacă în cadrul poligonului la ziua de astăzi îți permite persoane de semn de stător să facă toate exercițiile și noi ducem responsabilitatea pe tot ce se întâmplă, în trafic e cu totul. E clar, răspunsul este clar și cred că e argumentat. În cazul când în trafic o persoană neexperimentată merge cu o mașină neutilată corespunzător, pot fi consecințe. Deci cetățenii trebuie să cunoască că sunt rigori care nu permit într-adevăr și eu sunt de acord. Nu poți ieși cu o mașină neutilată în trafic. Asta e clar. Mulțumesc. Noi despre școlile auto am discutat. O să vedem ce cu acreditarea, ce cu licențierea. Dumneavoastră ați interacționat cu ei ca să-i sesizați că ceea ce vine la dumneavoastră ca absolvența școlilor nu sunt în stare sau nu ați discutat. Eu de ce vorbesc? Pentru că noi să ne gândim cum școlile respective, dacă conform examinării dumneavoastră absolventul de 2 ori sau 3 ori nu poate susține, să contribuie și ei la costuri. Pentru că ei, dacă nu poartă nicio răspundere, dar doar e business de asta, atunci ceva nu-i bine pe lanț. Eu nu sunt tentat să dau toată responsabilitatea doar pe instituție. Aici, de regulă, e un lanț întreg. Cum ați interacționat cu școlile? Ce comunicare aveți cu ei? Dacă o aveți. Grupul de lucru a fost efectuat inclusiv și sub egida primului ministru. A fost pusă în sarcini despre revizuirea inclusiv a modalității de acreditare a instituțiilor date, ca să fie ridicată calitatea, să prezintă informația legată de anumite date legate de capacitățile de promovare examenilor și ultima etapă, ceea ce este legat în rezultat de către departament, dar nu de... Noi am pregătit pentru toate instituțiile care au rămas după sistemul vechi de licențieri, avizurile respective că la expirarea termenului nu vom accepta altă persoană. Mulțumesc, Tom. Dacă îmi permiteți, în 2016 a fost început un proiect de clasificare a unităților de instruire în baza ratei de promovare a examenilor. Trebuie să fie făcut un clasament al școlilor auto în ordine descrescătoare, în dependență de succesul candidaților. Astăzi urma să fie publicat pe site-ul instituției, ca să fie accesibil pentru candidați, dar și pentru instituțiile de resort, deoarece în baza riscurilor deja urma să fie efectuate anumite acțiuni de control în cadrul școlilor. Din păcate, procesul dat a fost stopat și n-a fost dus până la capăt. Dar în 2016 el era practic pe ultima 100 de metri. Notat. Mulțumesc. Domnul director, câte persoane aveți dumneavoastră în tot în departamentul care sunt responsabili de proba, practica, examen? În 11 subdiviziune activează 67 de persoane. Deci aveți 67 de persoane în 11 subdiviziune. Da, care au nemijlocit competență conform competență funcțională pentru a primi examenul. Plus, în afară de asta, în scop, apar situații de crize, când coi de boală, concediu în alta, dreptul de a primi, de a participa la examene, au fost selectat sub din alte subdiviziuni care au competență de matriculare. În total, sunt 107 de persoane care au asemenea competență. Care e numărul anual, dacă aveți statistica, pe 19 de candidați? Adică, câți au fost la proba practică să susțină examenul? Eu înțeleg că unii au fost de 8 ori, iată, numărați ca 8. Câți sunt? Că eu să vreau să văd încărcătura pe persoană. Dacă permiteți, în total, spre exemplu, anul acesta au fost numărul examenului practic 122.646 de tentative. Din aceste tentative, adică produsul final, 38.519 persoane au fost documentate cu permis auto. Dacă să vorbim pe persoane care au fost... Încă o dată, cer scuze. 122 de tentative, 122.000 de tentative și doar 38 au luat permis. 38.519 au luat permis. Adică se primește în mediul
la trei tentative o persoană documentată. Deci asta și-am întrebat la început. Deci numărul mediu de tentative este 3. În top. Sarcina pentru fiecare funcționar zilnic o avem calculată? Noi vrem să înțelegem dacă o persoană fizică este în stare să deservească atât de persoane care vrem, cât vrem noi. Da, este calculată și invers programatorul la ziua de astăzi e puțin mai restrâns, adică noi am luat din considerentul că norma nu este 25 de minute, da, care este de fapt, dar cum este rata de promovare. Noi știm că în mediu, luând în considerație rezultatele care sunt și capacitățile de a șofa, unde persoane pot fi respinse după primele 4-5 minute. Respectiv, în cazul de față, pe zi, în mediu, un examinator în municipiul Chișinău, pentru dânsul, noi avem calculul la 17-20 de persoane pe zi. Așa, încă o întrebare care îi interesează și pe jurnaliști, în primul rând. Care e costul probei pentru categoriile cele? Pentru categorii. Costul susținerii probe. Și dacă crește prețul în funcție de numărul tentativ? Prețul la teorie, adică teorie, este gratis. La noi, ceea ce este examenul practic, este 260 de lei și dacă este persoana programată la urgentare, pentru urgentare, suplimentară, achită 300 de lei. Deci dacă avem numărul mediu de tentative 3, 3 înmulțit cu 260, dacă nu e urgent, îl costă 780 de lei, da? Deci de pe fiecare persoană, în mediu, luat 780 de lei. Care sunt costurile? Avem costul pe tentativă? Nu le avem. Așa, stimați colegi, Ministerul Afacerilor Interne, dacă aveți întrebări, comentarii. Noi suntem implicați în procesul de examinare. Am fost implicați în perioada anului 2018 în acreditarea și evaluarea celor centre de instruire. Au fost constatate o multitudine de carențe, ține de activitatea școlilor auto. Au fost înaintate prescripții. Cu regret, problema cea mai mare care o vedem noi ține de procesul de școlarizare, de calitatea acestui proces. Și desigur, acele persoane care vin și încearcă să dea examene, o bună parte din ei nu sunt pregătiți la nivelul corespunzător pentru a susține aceste probe practice. Noi avem recomandări pentru Agenției Servicii Publice care vor fi înaintate, dar desigur că e un complex de activități, de măsuri care urmează a fi implicate și alte autorități, inclusiv și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru a reevalua tot mecanismul și procesul respectiv. Mulțumesc. Cineva mai dorește? Domnul consilier? Doamna directoare, eu am auzit că ați lucrat mult cu softul, inclusiv accesul neautorizat, introducerea persoanelor cu IDNP-uri inexistente, inclusiv persoanelor care nu mai trăiesc cu IDNP-uri. Dar softul vă permite să identificați cine anume introduce asta? Aveți registri, cine intră, cine are dreptul, să lasă trasă. Pentru asta și v-am informat că s-a lucrat cu dânsul. Eu nu m-am aflat atât de mult în această funcție, dar cred că într-o lună de zile am reușit să descurc mai multe iețe la capitolul respectiv. Da. Vă mulțumesc pentru întrebare, dar noi avem un departament întreg care se ocupă de sistemele informaționale care deservesc cetățenii, nu numai la departamentul de înmatriculare a mijloacelor de transport și a certificării, dar și la alte departamente. Cadastrul, licențieri și mai departe și toate sunt înzestrate cu sisteme informaționale unde sunt programiști detalii. Deci, întrebarea era cam felul meu, pentru a depista cazurile astea de înregistrare, programare artificială, aveți nevoie de suport? Pentru că aici probabil că... Lucrăm și cu EVU și cu STISCO, lucrăm la capitolul respectiv și întotdeauna suntem. Mulțumesc. Doamna director, eu vreau să vă mulțumesc pentru activitatea din prima lună, pentru că eu știu că s-au făcut mulți pași pentru a soluționa problema. Acum,
sub egida Ministerului Economiei și Infrastructurii, domnul secretar de stat responsabil de transport, poate depășește un pic competențele dumneavoastră, dar știu că aveți o experiență foarte bună împreună cu domnul consilier. Vă rog să faceți un grup de lucru cu participarea și colegilor de la SP, poliție, alte instituții, pentru că problema este sistemică. Este o problemă sistemică care și, bineînțeles, și Ministerul Educației. Adresați problemele care le-ați menționat, în primul rând, cu calitatea pregătirii candidaților. Acreditarea. Tot ce ține de lista aceea de instituții aranjate conform gradului de susținere examenelor, da? de promovare. Și vreau să vă rog, timp de 2 săptămâni, să veniți cu planul de acțiuni necesare pentru a rezolva problemele sistemice. Numai decât aici trebuie să fie și Ministerul Finanțelor, că eu înțeleg că este vorba și de mijloace suplimentare, deși instituția ASP are statutul respectiv, este la autofinanțare, dar trebuie să fie și Ministerul Finanțelor. Deci asta e pe parte de plan de acțiuni pentru rezolvarea problemelor sistemice. Măsuri urgente. Alt plan care ține de ASP. Eu vă rog frumos, doamna director, continuați ceea ce ați început cu programarea, pentru că faptul că sunt programări artificiale pentru a alungi iarăși artificial rândul ăsta e clar, lumea cunoaște de pe internet și ne informează. Vă mulțumesc că ați făcut lucrul ăsta. Deci trebuie soluționat urgent problema programării. De ce nu funcționează sistemul? Poate el este artificial blocat pentru a nu fi accesibil și de a diminua în măsura posibilității, fără a afecta calitatea examinării, această coadă, acest rând, termenul de așteptare. Partea ce ține de extinderea posibilităților de susținere acestui examen. Ați spus că sunt 11 centre, considerați că sunt suficiente. Dacă sunt suficiente, vă rog să organizați astfel lucruri încât ei se poată deservi persoanele. Trebuie instructori sau persoane respective suplimentare, vă rog să identificați posibilități împreună cu Ministerul Internelor și alte instituții. Mijloace de transport suplimentare echipate conform standardelor dumneavoastră, dacă trebuie, înseamnă că trebuie de procurat. Sunteți o instituție solidă, cu capacități și posibilități respective. Mai departe, 3. Evaluați performanța conducătorilor departamentului, inclusiv din centrele respective din raioane, pe parcursul respectiv. Și luați decizii. Iată prima decizie, persoanele care au fost vizate și încă continui să examineze, ceea ce în socotică e ofensă în adresa și instituției și a cetățenilor, îi trebuie, dacă cadrul legal nu vă permite să-i concediați, sunt metode de a-i înlătura de la procesul respectiv. Și vă rog, și aici, colegii de la CNA să fie implicați, ei vor să vină și ei cu propuneri de diminuare a riscurilor de corupție în acest. Și, bineînțeles, e guvernare. Domnul consilier, vă rog tot suportul pentru dimensiunea digitală și de înlocuire, înlăturarea factorului uman, care am văzut foarte bine la examenul sau la proba teoretică, tot e bine, gradul de promovare 80%, aici unde omul este cu rolul principal, avem cu totul altceva, 30%. Da? Pe partea de termen, 2 săptămâni, aici ne-am înțeles, aici măsurile urgente, fără a afecta calitatea, trebuie să fie întreprinse în termenul cel mai restrâns. La început de februarie, eu personal o să merg la câteva centre de aceste de examinare, o să văd cum merg lucrurile, la ce oră vin persoanele, când s-au programat și cum e organizat. Responsabilitatea, bineînțeles, a întregului ASP, doamna director, cine este dumneavoastră adjunct responsabil de domeniul respectiv, vă rog să preluați acest subiect. Întrebări? Atunci vă mulțumesc, succes!